Iar cu înțelepciune, făcându-te locuitor al pustiului, aflat ai bucurile vieții celei veșnice. Deci mângâiere câștigând prin lacrimile tale, roagă-L pe milostivul Dumnezeu pentru noi credincioșii, Părinte Pahomie. Pe iubitor de liniște și de tăcere, pe ierarhul cel înfrumusețat cu smerenia, pe rugătorul cel necetat către Hristos, pe cinicul Sfântului Dimitrie al Rostovului, pe răvnitorul cel ales de sub acoperământul Maicii Domnului, să lăudăm astăzi pe Pahomie de la Gledin, de trei ori fericitul, ca pe cel mărit de Dumnezeu între monași și încununat cu diadema Sfințeniei, că urmându-i Hristos, cerește-le bunătăți de a câștigat. Acestea să strigăm, roagă pe milostivul Dumnezeu pentru noi credincioșii, Părinte Pahomie. La dumnezeiască strajă de Dumnezeu, grăitorul Abacu, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care le-a grăit cu mare glas. Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos, ca cel atotputernic. Hristos a înviat din morți. Parte bărbătească fost a Hristos, cel ce a deschis pântecele fecioresc, iar ca om Ierușelul s-a ghemat și fără prihană a fost. Paștile noastre ca unul ce n-a gustat întinăciune și ca un Dumnezeu adevărat pe săvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți, al lui Dumnezeu Părinte David, înaintea chipotului umbrei a săltat jucând. Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, văzând plinirea închipuirilor, să ne veselim dumnezeiește, că a înviat Hristos, ca cel atotputernic. Sfinte ierarhe Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Paharul mântuirii ai luat și numele Domnului l-ai chemat, străinându-te de cele trecătoare, ți-ai ridicat cugetul odată cu inima și fără încetare l-ai mărturisit pe Hristos. Pentru aceasta cu credință te lăudăm. Sfinte ierarhie Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o făclie pururi aprinsă, ai luminat la neamț, la Pocrov și la Roman, și călăuză te-ai făcut celor rătăciți, prin rugăciunile tale pe toate împlinindu-le, cu folos ierarhie, luminat de Duhul Sfânt Pahomie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mare iubitor de rugăciune și neîntrecut slăvitor de Hristos, te-a văzut oamenii și îngerii, pentru aceasta de-a pururea în cer și pe pământ, ești pomenit și lăudat, Părinte Pahomie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curat, stăpână, cu cântări și cu laude te cistim, ca pe Maica lui Dumnezeu și strigăție, din aianul păcatelor, din adâncul fără de legilor, ceea ce ești izvorul nesecade, milostivire, de grabă ridică-ne și ne povățuiește spre mântuire. La dumnezeiască strajă, de Dumnezeu grăitorul Abacum, să stea cu noi și să arate pe Îngerul cel luminat, cel ce a grăit
O să învia din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-ne. Hristos a învia din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit viață veșnică și mare milă. Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viața răsărind. Hristos a înviat din morți, milostivirea ta cea nemăsurată, văzând-o ce ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau, Iisuse cu picioare vesele, laudând Paștile cele veșnice. Hristos a înviat din morți, să ne apropiem purtători de lumină, la Hristos cel ce a ieșit din mormânt ca un mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Sfinte Ierarhie Pahomie, rugă-te lui Dumnezeu pentru noi. Duhul Sfânt te-a călăuzit în rugăciunea micii și inimii, în liniștea pocrobului, iar noi, lui Hristos Dumnezeu, ne rugăm, izbăvește-ne de toate bolile sufletești și trupești și ne dăruiește milostime, pocăință cu latră și viață neprihănită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu adevărat ca un monah, ai trăit în ascultare pe mizurile încredințate, ție de Dumnezeu și cu tot chipul pururea de bunăvoie. Te-ai îmbrăcat cu haina smereniei lui Hristos, biruitor fiind în războiul nevăzut, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca un nor prea frumos și Dumnezeu s-a arătat și Sfântul tău acoperământ, născătoare de Dumnezeu prea curată, sub umbrirea căruia stăm, mulțumindu-ți pentru toate și grăinție. Bucură-te, Maică milostivă și așteptoare gramnică a tuturor credincioșilor. Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de micântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viața răsărind. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit viață veșnică și mare milă. Te-ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat pe cuietorile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase. Și a treia zi, precum Iona lichid, ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți, păzind pe cei
cheile între Hristoase, ai înviat din mormânt cel ce ne-a stricat cheile fecioarei prin nașterea ta și ne-a deschis nouă ușile raiului. Hristos a înviat din morți, mântuitorul meu vie și ne jertfită jertfă ca un Dumnezeu de voie aducându-te Tatălui. Ai înviat pe Adam împreună cu tot neamul tău, sculându-te din mormânt. Sfinte ierarhie, Pahomie, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind învățătura cea bună și folositoare de la Sfântul Dimitrie al Rostovului, noul învățător al nevoințelor duhovnicești, și pilda viețuirii de obște de la Lavra Vecerska, le-ai răsădit ca pe niște flori, cu mare grijă în sufletul fraților tăi de la neam și de la pocrov. Sfinte ale Dumnezeu Pahomie, rogă-te pentru noi, Părintele tău duhovnicesc, Sfântul Dimitrie, înțelegându-ți dorul după zinzdrie, ți-a spus, harul tău să, harul să fie cu tine și să umple dorul tău după dumnezeiasca viețuire, cea bine plăcută lui Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dacă ai împlinit cele dorite de tine la Episcopia Romanului, cea din Moldova, în liniște și tăcere te-a retras să viețuiești într-un Hristos, până la sfârșitul vizitare celei pământești. Pentru aceasta Dumnitorul Mihail Racoviță și tot poporul te-au numit pusnicul de sub muntele Chiriacului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apărătoarea cea tare și nebiruită, nădejdea cea sigură și neînfruntată zidul, acoperământul și limanul celor ce aleargă la tine. Pururea Fecioară, roagă-L împreună cu toți Sfinții pe Fiul tău, Dumnezeul nostru, să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre. Mare milă! Ogorâtul tăi într-o cele mai de jos, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit viață veșnică și mare milă. De te-ai și pogorât în mormânt, celor ce ești fără de moarte, dar poate ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor minunosițe, bucurați-vă!
pace, dăruindu-le ceea ce dai celor căzuți, scolare. E soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând de mormânt, întâmpinatul au către dimineață, căutându-l ca pe o zi. Mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenilor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață, purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt, să mergem să ne însărguim ca și magi și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți, ridicare! Sinaxa, în ziua a 14-a a lunii aprilie, se face pomenirea Sfântului Ierar Pahome de la Gledin, episcopul Romanului, a cărui slujbă s-a mutat astăzi, luni, a doua zi de Paști, potrivit hotărârii Sfântului Sinod. Binecuvinteze, Părinte, pentru a se putea citi. Amin. Sfântul Pahomie s-a născut în anul 1674 în satul Gledin din ținutul Bistriței Năsăud, fiind crescut de părinți în frica lui Dumnezeu. A ajuns să fie cu adevărat iubitor de Hristos și din pricina prigonirii credinței ortodoxe din Transilvania, a părăsit casa părintească și a ajuns în Moldova, la mănăstirea Neamțului, unde a primit îngerescul chip al monahismului, fiind împodobit mai apoi și cu harul preoției, după trecerea la Domnul a starețului Ioan, obștea monahilor, l-a pus stareț de cuviosul Pahomie, deși acesta nu voia. Având un dor mare de viață posnicească, Sfântul a lăsat egumenia după doar 2 ani și s-a dus să-l cunoască pe marele povățitor duhovnicesc, Sfântul Dimitrie al Rostovului, anul care a trecut la Domnul în anul 1709. După ce a stat în Rusia 2 ani, Sfântul Pahomie a revenit la Neamț, dar nu a mai primit să fie stareț, și s-a retras împreună cu 4 ucenici de ai săi într-un loc posnicesc în pădurile din prejur întemeind un schid. Însă, nici acolo nu a putut să se bucure prea mult de liniștea pe care o iubea atât de mult, pentru că după 2 ani a fost ales episcop al oraș al ținutului Romanului din sudul Moldovei, între anii 1707-1714. În această slujire, deși era iubitor de isihie, de rugăciune și de carte, Sfântul Pahomie s-a dovedit un bun gospodar și chivernisitor, îngrijindu-se bine de parohiile și mănăstirile eparhiei sale. După 7 ani, s-a retras din scaunul episcopal și a revenit la siestria sa de la Pocrov, de lângă Neamț, unde a ridicat o biserică, alegându-i ca hram acoperământul Maicii Domnului, de unde așezarea monahală a primit numele Schitul Pocrov, acoperământ. Rânduiala așezată aici de Sfântul Pahomie era următoare. Monahii păstrau tăcerea în toată vremea, nu mâncau carne, făceau privegheri de toată noaptea și viețuiau în ascultare desăvârșită față de egume. Sfântul Pahomie a fost unul dintre cei mai de seamă clerici cărturari ai vremii sale, fiind un monah cu smerită cugetare și cu dragoste fierbinte pentru Hristos, și care a strălucit în biserică prin sfințenia vieții lui. A iubit viața pusnicească, dar a unit prin dreapta socotință rugăciunea cu munca trupului și a minții. În tradiția sănătoasă a străvechiului monahism românesc isihast, Sfântul Pahomie s-a mutat la Domnul în ziua de 14 aprilie, în anul 1724, pe când se afla la Lavra Pecerskaya din Kiev. La scurt timp, egumenul Lazar de la Pocrov i-a adus trupul la schitul titorit de el, îngropându-l în Pronaos. Sfântul Ierar Pahomie a fost trecut în rândul sfinților,
Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 14-15 noiembrie anul 2006. Prin vrerea lui Dumnezeu, la 9 septembrie 2013, a fost aflate moaștele Sfântului Răspândit din Belșug, Bună Mireasmă. Pentru ale lui Sfinte Rugăciuni, Hristos Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, amin. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viață veșnică și mare milă. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viață veșnică și mare milă. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viață veșnică și mare milă. Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor făcându-se om, pătimește ca muritor și prin patimă pe cel muritor, îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți. Femeile cele de Dumnezeu înțelepțite cu miruri către tine au alergat și bucurându-se s-au închinat ție, Dumnezeului celui viu, pe care ca pe un mort cu lacră te căutau. Și Paștile cel de taină, ucenicilor tăi Hristoase, le-au binevestit. Hristos a înviat din morți, prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începutul alte vieți veșnice. Și să-L tân laudăm pe pricinuitorul, pe unul cel binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți, cel cât este de sfântă cu adevărat, și întru totul împrăznuită această noapte de mântuire, strălucită, mai înainte, vestitoare, fiind a zile cele putătoare de lumină a învierii Domnului, pentru care lumina cea fără de ani, din mormânt cu trupul tuturor a strălucită. Sfinte ierarhe, pahomie, roagă-te pentru noi, ierarh și sihastru fiind și întărindu-te cu postul și cu rugăciunea, ți-ai înfrânat poftele trupului și te-ai lepădat cu totul de viețuirea cea pământească, veselindu-te acum cu îngerii în ceruri fericite. Sfinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dar rugăciunile l-ai primit și înălțimile cele neajunse ale smerenit ne-ai atins, strobind cu ostenelile tale patimile trupului, Părinte cuvioase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum Moise la ieșirea din Egipt a fost călăuzit de privegia sa pe pământ străin, la fel ai fost călăuzit și tu în privegie și ai plâns cu vioase pahomie când ți-ai adus aminte de schiturile la Bocrov și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce te-ai făcut ascultătoare voii lui Dumnezeu mai mult decât toată făptura, l-ai primit în pântecele tău pe cuvântul, cel dintr-un început, pe care roagă-l neîncetat, prea curată să scoată, din strigăciune viața noastră. Hristos să învia din morți cu moartea pe moarte, încălcând și celor din mărminte viață dăruindu-ne. Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestrică ciunii, cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților și prea proslăvit. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând
și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Învind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit viață veșnică și mare milă. Această numită și sfântă ziuna a sâmbetelor, împărăteasă și Doamnă, al praznicelor praznic și sărbătoare este a sărbătorilor, pentru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, feriți din rodul cel nou al viței, iar dumnezeiești veselii în ziua cea vestită a învierii. Împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din morți, veniți cu rodul viței cel nou al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a învierii. Hristos a înviat din morți, ridică împrejur ochii tăi sioane și vezi, că iată au venit la tine ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus, de la miază noapte, de la mare și de la răsărit fii tăi. Pentru tine binecuvântând pe Hristos în veci. Prea Sfânte Treime Dumnezeu nostru, slavă ție!